De data asta a venit Moldova la București și a venit cu doctorul Teddy Motruc, omul care în Iași este cunoscut ca esteticianul, cum să le spunem, cetățenilor de acolo? Unul dintre ei, eu cred, și poate printre cei mai vechi. Ce e frumos în specialitatea asta este că îți dă voie sau îți dă drumul la imaginație un pic. Și frumosul are mai multe forme. Nu este un frumos și atât, nu este un standard, dar... Na, acum că vine vorba, din păcate, acum parcă văd un standard cerut sau promovat, care pe mine personal nu mă bucură, sincer. E un pic un tipar. Uităm că frumos înseamnă să ne păstrăm, să ne îmbunătățim pe noi, nu să copiem. Copiatul e simplu. Dar acum oamenii, cum definesc frumusețea? După trendurile care sunt pe Instagram, pe TikTok? Tinerii, da. Din păcate, foarte multe, nu știu dacă să le spun cerințe sau trenduri, sunt cele care contează. Își filtrează atât de tare propria imagine, ajung să se îndrăgostească de ea și vor ca să fie așa. Nu reușesc și apare depresia. Este o problemă destul de serioasă. Urât este la buză când devine inexpresivă, când devine atât de dură și de imobilă, pentru că ai forțat injectarea atât de tare, că merg ca doi cremuști. Trebuie să te oprești un pic. Mai zicem hop, mai... E mai greu să repari? Întotdeauna. E mai simplu să faci ceva din zero. Și Biblia ne-a încurajat întotdeauna. Faceți. Ce este atât de rău să faci mai bine la corpul tău? Este singura haină care ai o viață. Restul le schimbăm. Corpul nu. Întotdeauna ai grijă. Nu strici funcția doar de dragul frumosului. Funcția e importantă. Dar să o îmbunătățim, nu văd de ce nu. E multă încordare într-o sală de chirurgie estetică. Este pentru că se vede orice. Asta e diferența între chirurgia noastră și celălalt. Nu se vede orice. Sunt situații și sunt situații care chiar nu și-au locul. Pentru că orice chirurgie are și niște urme. Deci dacă faci ceva mult prea devreme, după aceea nu prea mai poți să faci la nesfârșit. E bine să le faci pe toate la vremea lor. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cele mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Mulțumim mult de tot! Aplauze, Ciucă! Salutare, oameni buni! Avem un podcast de data asta. A venit Moldova la București și a venit cu doctorul Teddy Motruc, omul care în Iași este cunoscut ca esteticianul, cum să le spunem, cetățenilor de acolo. Unul dintre ei, eu cred, și poate printre cei mai vechi. Cei unul mai vechi, dar în același zonei timp, noastre. În același timp poți să fii din Iași, pentru că poate să vină și toată țara la Iași. Bineînțeles. Adică, nu e... Se întâmplă destul de des treaba asta. Se întâmplă, nu? Da. Și invers, cred. Așa că zic să dăm un noroc cu un pahar de vin de la Sâmburești, sunt prietenii noștri, așa că nu o să plecați cu mâna goală, ca la doctor. Mai dăm și noi, dacă se poate, o sticlă de vin. Așa le învățăm și noi, într-adevăr, nu? Exact. Ăsta e un soi foarte bun, pe care vi-l recomandăm cu mare drag, sunt prietenii noștri, așa că Carpatia merge la dumneavoastră, ca să nu plecați cu mâna goală. Sunteți omul care la un moment dat a zis: domne, mi-e foarte teamă să dau, cum să spun, rezidențiatul ăsta, pentru care trebuie să învăț un an, pentru că sunt unii mulți mai buni în fața mea. Iar după ce ați învățat un an pe rupte, ați dat rezidențiatul, v-ați dus, v-ați uitat pe foaia de admitere și a zis: păi nene, unde sunt ea de mă temeam eu? E adevărat, erau un pic alte vremuri, în urmă cu 20 și mulți de ani când am dat eu, erau mult mai puține locuri, era o frică mai mare, alternativa privatului încă nu era pe piață, spre exemplu, în anul în care am dat eu, toată țara avea disponibilitate doar pentru 60 de locuri, ulterior s-a mai suplimentat 60 pentru chirurgie, mă refer, toată chirurgia, nu cea plastică. Și sigur, era o concurență destul de acerbă și eu îmi cunoșteam colegii din Iași, dar toată țara tot timpul te gândești, măi, undeva vin ăia, care ori fi ăia, nu știu. Ești un pic mai precaut și te pregătești mai serios, ce să zic. Era și sindromul elevului din provincie? Da, cumva, pot să zic. Într-adevăr, București întotdeauna este văzut ca vârful de lance și e normal să fie așa. Aici este comasat și în ziua de azi este cea mai mare forță, știu, ca și spitalecească, să zic. Și e normal să fie așa, este cel mai mare, este ca cu tractor al țării, de altfel. E în același timp și locul cu cea mai multă, cea mai numeroasă populație, așa că... Și cea mai mare forță economică, evident. Jumătate din economia țării aici și atunci e firesc să fie așa. Da, multă lume zice, domne, cum e la Iași, nu prea în altă parte. Oamenii aia sunt buni, oamenii aia sunt frumoși, sunt veseli.
frumoși că suntem noi, nu? Acum îmi dau seama, bă, Ciucă, de ce sunt oamenii frumoși la Iași? Trec pe la doctorul Motruc și după aia sunt și mai frumoși. Într-adevăr, Iași s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Adică cine n-a fost în ultimii 5-10 ani are o surpriză plăcută. Inclusiv pe noi ne-a luat prin surprindere. Din toate punctele de vedere, și cu cele bune și cu cele rele ale aglomerației, evident. Dar îmbunătățirea e vizibilă. Mă bucur foarte tare, dar cum a început povestea cu medicina? Eu eram pornit pe reale, întotdeauna, de mic. Matematică? Matematică, fizică, chimie, astea erau... De mic am fost, așa, bine, chimia dintre șapte, că se începea mai târziu. Și am întâmplător, cred că eram în clasa 8-a sau a 9-a, când mi-a picat în mână cartea aceea lui Cristian Barnard, O viață, primul lui transplant de cord din lume, și pur și simplu de clic, peste noapte. Și așa a rămas. Inițial, nu mai dau la matematică, dau la medicină. Da, a fost brusc. Deci, efectiv, brusc, nu m-au luat nici părinții, în serios, la vremea aia, dar ei fiind ingineri amândoi. Și așa a început. A început și n-am niciun regret și aș face la fel și a doua, și a treia, și a cincea oară. Mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că erai într-un domeniu, erai la matematică, erai la fizică, da. Și dintr-o dată ți se schimbă, așa, după ce citești o carte, da, și da. Viața. A fost extrem de... Pe mine m-a emoționat foarte tare. Felul în care... Și pentru el a fost o evoluție, pentru Cristian Barnard a fost un traseu interesant. Și provocările sunt, într-adevăr. Și sunt stimulante. Nu poți să trăiești fără să ai provocări frumoase. Dar uite, cum viața ți se poate schimba și cum, de fapt, toată traiectoria după ce citești o carte. Așa s-a întâmplat la dumneavoastră. Da. Și, practic, apoi ați dat la medicină. Și de acolo, eu eram în continuare cu ideea pe chirurgie cardio. Dacă de acolo m-am pornit, de acolo m-am luat, asta e, urmam să mă țin. Întâmplarea a făcut că în anul acela n-a fost niciun loc în România pe chirurgie cardio. Chiar nu s-a scos ca și specialitate. Cum spuneam, pe vremea aia nu era, privatul nu exista ca și alternativă. Adică puteai să te duci doar la spitalele de stat din țară. Da, doar ce era și unde se scoteau, da. câte locuri erau. Și încet, încet, normal că trecă printr-o facultate, nu înveți, nu aprofundezi nimic, dar încep, îți faci oarecare idee cam ce ai putea să faci. Și am rămas cu ideea, deși plastica nu se, nici în ziua de azi nu se insistă pe ea în facultate, pe atunci... Nici era atât? Pomenită, era un fel de stagiu suplimentar al unei rămășițe în cadrul chirurgiei generale. Ca adică să dacă așa. Îi spuneai cuiva atunci că tu vrei să te duci la chirurgie plastică, se uita un pic așa la tine și nu prea știa lumea cu ce se mănâncă, nu, nici eu nu eram foarte, foarte ferm convins, dar oricum ce părea foarte interesant era că este nou și era într-adevăr nou la noi, era oricum cam printre cele mai noi dintre toate în domeniul medical. Și ce e frumos în specialitatea asta este că îți dă voie sau îți dă drumul la imaginație un pic. Toate sunt niște repere firește pe care le respectăm, avem niște norme, bineînțeles, ca în orice chirurgie, e vorba de strictețe și de ordine, dar ai posibilitatea să alegi, ai posibilitatea să improvizezi câteodată. Și asta este frumos. Nu toate, ai mai multe căi ca să ajungi la un rezultat, nu este unic. Și asta face asta diferența și între medici. Și de asta, și între medici, și de asta unii mai căutați și au mai mult succes, pentru că au un pic mai mult decât ceilalți. Și frumosul are mai multe forme. Și acolo, poate, nu este un frumos și atât, nu este un standard, dar na, acum că vine vorba, din păcate, acum parcă văd un standard cerut sau promovat, care pe mine personal nu mă bucură, sincer. E un pic un tipar. Și nu știu dacă la buze mari. Da, e un pic cam... Poate fața prea cât evident, mai intensă. Poate prea evident, poate prea forțat. Uităm că frumos înseamnă să ne păstrăm, să ne îmbunătățim pe noi, nu să copiem. Copiatul e simplu. Copiatul, când ne luăm un model, facem ce facem, dar nu avem cum să fim pe locul întâi niciodată când copiem pe cineva. Totdeauna ești în ara podiumului. Așa că mai bine poți ieși celălalt în ceea ce ești. Te îmbunătățești. Dar în ceea ce ești tu. Ați avut momente în care veneau pacienții și spuneau, doctore, uite poza, așa vreau să fiu. Da. Sau cu ei modificați, sau cu poza altuia și spuneau, eu așa vreau, bineînțeles că minunile mai sus. Mai sus un pic. Noi facem o meserie cât de bine putem, dar și plus că... Adică, plus că adică veneau cu niște poze pe care și le făceau pe calculator și le modificau și spuneau, uite, așa vreau să arăt?
Da, dar Instagramul dismorfia, că este prin 2016, cred, este, ca, mă rog, deschisă ca și problema psihiatrică, este tocmai această problemă a multor tineri, în general, care își filtrează atât de tare propria imagine, ajung să se îndrăgostească de ea și vor ca să fie așa. Nu reușesc și apare depresia. Este o problemă destul de serioasă. Ați întâlnit de genul acesta de oameni? Sunt, da. Și în toată lumea. Și este o problemă pe care, fiind și relativ nou descrisă, e tehnologia care a deschis posibilitatea apariției acestei probleme, mă rog, și nu prea știm cum să, sau nu e stabilit o conduită clară. Și încercăm, toată lumea încearcă, mai în discuții, da, psihologie, ceva, dar câteodată devine problematic rău. Știți ce vreau să vă întreb? S-a întâmplat vreodată, pentru că, uite, s-au dus operațiile acestea estetice de foarte multe ori și într-o zonă a absurdului și a exagerării. Dar dacă ești un chirurg foarte bun, să zicem, și nu vrei să ții cont de nicio regulă, nu vrei să ții cont de niciun regulament, dacă vine cineva și îți arată o poză cu fața altuia, există atât de multă tehnologie sau știință încât chiar poți să-l faci pe omul ăla să asemene cu celălalt? Nu, poți să te inspiri, poți să iei o linie, poți să-ți faci... știți, noi în estetică avem niște repere, cum spuneam, avem niște proporții, avem niște lucruri pe care noi le avem. Deci, eu, fără să vreau, când mă uit la cineva, scanez. Îi scanez fața și asta este. Dau un exemplu de față, pentru că de ea vorbim acum. Dar să faci orice, ca și cum ar fi lut, nu. Nu poți sculpta. Deci, pur și simplu, poți să te apropii de anumite standarde, poți să faci niște modificări. Ții cont de preferințe. Cum spuneam, frumusețea nu este într-un singur fel. Formatul feței poate fi în mai multe feluri. Nu înseamnă că dacă este un format mai rotund sau unul mai oval lung sau unul pătrat, sau trebuie neapărat să fie frumos sau urât. Pur și simplu e altfel. Dar acum oamenii, cum definesc frumusețea? După trendurile care sunt pe Instagram, pe TikTok? Tinerii, da. Din păcate, foarte multe, nu știu dacă să le spun cerințe sau trenduri, sunt cele care contează. Treaba de influencer, treaba, cum vă spuneam, dorința asta de a copia, după mine nu merită să copii, să te inspiri, da, toți ne inspirăm. Toți am învățat și eu am învățat, am citit o grămadă de cărți până am ajuns să învăț ceva și mai citesc încă. Deci toți avem nevoie de surse de inspirații, dar nu să copiem. Copiatul în idee, mă rog, în mintea mea, nu duce sus. Nu poți să faci pe om să semene cu alt om, pentru că probabil omul se gândește că vrea să semene cu cel cu care vine cu poza, pentru că se gândește că o să aibă și personalitatea lui, că poate o să... Sau succesul lui. Posibil și asta, să se facă un transfer de identitate, dacă se poate. Nu se poate. Bine, de obicei am văzut că majoritatea copiilor trec prin fazele astea de... o să spun, de imitare, de a se lua după trenduri, refuză orice se spune, mai ales de către cei apropiați, nu știu, toți cei care au copii, cred că au trecut prin așa ceva cu ei, dar de obicei trec, începe să se identifice propria personalitate, se alege în mintea lor ce vor să devină și, în general, își găsește fiecare care lui. Adică ajungem imediat să vedem care sunt persoanele care aperează la doctorul estetician, dar vreau să vă întreb altceva. La un moment dat, când ați dat la rezidențiat, știați germană și franceză, că asta învățaseți la facultate și în școală, numai că ați avut surpriza să fie tot în engleză? Nu, germană, din păcate, am făcut-o în școală. Nu prea am știut-o, da, mă rog, într-adevăr. O mai puteați înțelege un pic, așa? Cea mai mare parte a literaturii la noi era în engleză, evident, eu nefăcând și-a trebuit să mă apuc de învățat engleză atunci, imediat. Din prima săptămână m-am așa apucat. În franceză erau, aveam literatură, dar nu așa de... Stai un pic, că engleza asta e engleza aia medicală, care e și niște termeni mai complicați și mai complicată. Nu, e mai când te duci pe un limbaj de lemn, că orice limbaj de specialitate e un limbaj de lemn la urmă urmei, te înveți cu el repede și apoi te descurci. Dar, într-adevăr, în engleză este cel mai bine reprezentant, în limba română nici în ziua de azi nu avem cine știe ce, mai nimic, te merge și mai nimic, pentru că nu... Bine, acum nici nu mai e nevoie, pentru că mai ales toți tinerii care vin nici nu mai pot... considera engleza limbă străină, adică pentru ei este ceva firesc. Da, propria limbă. Ați terminat rezidențiatul, v-ați dat seama, băi, nene, deci după ce am citit eu cartea aia, nu mă fac chirurg cardiovascular, mă duc în zona asta medicinii estetice și v-ați gândit atunci că o să aveți succes? Nu, de unde?
Ce? Că era un domeniu nou, începeați ceva nou. Păi nu era nimeni, spre exemplu, bine, la rezidențiat eram câțiva rezidenți în clinică. Daniași era cineva care făcea asta? Estetică? Da. Sau era între primii? Era la început, pe vremea aia nu exista nimica privat. Erau doi colegi care început, era și profesorul, fostul meu șef, profesorul ăsta mate, care și el mai cocheta din când în când cu câte ceva, dar erau poticneli, ca să zic așa, nu era nimic cursiv și toate făcute la spital, nu era, acum nici nu mai e voie de mulți ani încoace, dar pe vremea aia... Na, se făceau la spital, era, da. Era, mă rog, era un fel de compromis așa, tacit, era acceptat. Și practic, când am terminat rezidențiatul, bine, am început cu un an înainte, cu soția mea împreună, am găsit un coleg, doi, mai hai să, era mai mare ca mine, dar noi practic am organizat, hai să ne apucăm. Nu ne lua lumea, sincer, prea în serios la început, ce ești copii ăștia? Entuziasmul copilor, asta da, contează. Da, a mers. A mers și spre surprinderea mea a mers bine, chiar de la început. Acum vreau să fiu esteticianul dumneavoastră în salonul nostru și să vă rog să vă trageți sacoul în spate ca să apăreți la televizor aici pe YouTube, la televiziunea YouTube, să apăreți, cum să zic... V-am zis că joc în deplasare la nu, mine. Frumos, înalt, nu de alta, dar apoi o să ne zic că, băi, Măruță, bă, n-ai zis, mă, că e în salon acolo, este omul perfect, nu? Așa-i, dar cum? Cum ați cunoscut-o pe soție? De mult. Eram terminat în liceu și... La facultate? Începeam, da, atunci. Într-o vacanță, la mare. Fiind tot din Iași? Dar nu sunt, eu sunt bacăoan, amândoi suntem bacăoan. Așa, acum tot... Și aveam pe cineva cunoștință comună și de acolo. De acolo ne-a plecat. Dar noi suntem bacăoani, la bine. Bacăoani la bază și apoi ieșim prin adopție, nu? Cam da, bine. De acum, perioada de, ca și ani petrecut în Bacău, normal că e inferioară cele din Iași, dar... Și soția, tot în domeniul acesta? Nu, e economist. Cred că asta a fost și un avantaj, că dacă nu existau discuții acasă, nu așa, ba așa, ba așa, ba nu așa, ba eu am dreptate, ba eu știu mai bine. E posibil să fie așa, dar cum e la noi e mai bine, pentru că fiecare face... Ce știe? Treaba lui, exact. Și ne complementăm foarte bine. E foarte... Asta a fost poate și una din rețetele care sau poate cea mai importantă pentru noi, că am reușit să facem câte ceva. Dar e bine că vă și înțelege, pentru că un chirurg estetician stă și foarte mult în sala de operație și la spital. Da, a fost mult, a fost. N-a fost ușor. Nu, n-a fost. Acum, mai ales la început, când, cum spuneam, pe vremuri, eram pionieri, eram foarte puțini și în țară erau puțini. Nu e ca acum, practic de vreo 10 ani a început să explodeze. Dar în 2006, când am început noi, când am deschis prima clinică, noi atunci, în prima sală, practic, de operații privată din Iași, eram și noi, în stânga, în dreapta, eram... La început. Era greu, ce să zic, n-aveai de unde să te inspiri prea mult. Da, dar atunci era avantajul pe care îl aveați și toată lumea știe când ești la început în ceva, bă, ai o energie aparte. Da, da, da. Ai o dorință de a reuși, ai o dorință de a arăta abia că poți. Abia aștepți, da. E elanul ăla, e idealismul ăla, care e frumos întotdeauna la copii. Prima operație? Prima operație ce a fost? Un implant, adică... cred, un implant mamar. Da, după aia o liposucție și după aia nu mai știu. Au trecut totuși aproape 20 de ani, dar astea primele două le țin minte. Vă mai aduceți aminte de prima pacientă care a venit? Da, da. Știa că era prima dată când făceați treaba asta? Eram împreună cu un coleg, v-am zis că am început cu un coleg, care el era mai în vârstă ca mine, și acum mai lucrează cu mine, mă rog, în clinică și împreună. La început am lucrat împreună foarte mulți ani. Mulți, câțiva ani am lucrat împreună și apoi fiecare așa... Mă rog, ne-am desprins drumul. Fiecare pe drumul lui, da. Da, tare. Și a venit primul pacient, vă mai aduceți aminte operația aia, înainte să vă duceți la operație, noaptea ați dormit? Băi, mâine am operația. Era complicat. Că erau și alte vremuri, acum 20 de ani să faci implant mamar. Dar nici nu găseai, nici pentru, ca și medicație, a fost greu să le pui toate la punct. Mereu stăteam cu teama, dacă avem ceva care... să ne lipsească, să fi scăpat cu vederea. Era, na, a fost, ca a spus, pionieri, într-adevăr. A fost frumos. Dar bine, acum când mi-aduc aminte, zâmbesc, dar atunci am mai crispat un pic. Așa a început, de fapt, povestea. Așa e, da. Frumos. Și apoi liposucția, care e dureroasă? Nu.
Că eu știu multe persoane care vor să-și facă liposucție ca să slăbească. Nu. Iar asta e o mare prostie, nu? Nu, e, da, liposucția nu o faci ca să slăbești, o faci să te remodelezi. Că e... Bine, normal că se pierde o cantitate mare, adică scoți 5-6 litri, poți scoate la o singură ședință de grăsime. Sigur că scazi și în greutate, dar e, rolul ei principal este de remodelare. Și oamenii când vor să facă liposucția zic, dacă îmi fac eu bărbat liposucție, o să am 6 pătrățele? Că am văzut eu pe Cristiano Ronaldo. Asta ca cu pătrățelele nu se fac după liposucție. Poți să le faci artificial. Mă rog, niște mici artificii cum treci cu sonda. Eu unul nu le-aș recomanda. Se văd destul de ciudat. Nu, mai bine, pătrățele se fac tot prin exerciții. Accentuez practic mușchina, asta este. Și unii dintre noi, că oricât ne-am muncit, nu prea avem constituție de pătrățele. Sunt tipuri, adică nu, oricât te chinui, mai bine lași baltă. Nu e neapărat. Dar mi s-a mai distrus un visciucă. Da, asta e. Deci... Mă trece timpul, umplem o carte cu lucruri la care renunțăm, nu? Exact. Asta e. Gata, trebuie să trec aici, că renunțe la pătrățele. Da, probabil faptul că sunteți un medic estetician extrem de cunoscut și în zona Moldovei, sau în principal în zona Moldovei și apoi și la nivelul țării, este și pentru faptul, dacă v-a ajutat chestia asta, că vă place arhitectura? Chiar îmi place. Pe de asta, chiar îmi place. Și mă gândeam că dacă îți place arhitectura, parcă și pe omul ăla îl vezi într-un fel al meu. Poți să gândești că îi faci ceva... Te ajută să ai o imagine, adică să-ți formezi o imagine de cum va fi după. Adică asta te ajută într-adevăr. Eu chiar mă ajută mult. Chiar și în timpul operației în sine mă estimez destul de bine ce urmează să se întâmple. Sigur, spre deosebire de arhitectură, când lucrez cu ceva viu, îți mai face și surprize. Uneori pot să nu fie foarte plăcute. Pentru că vindecarea câteodată face ce vrea. Dar, da, asta este impredictibilitatea. De aici apare statistica. De asta toată lumea, când sunt două cuvinte care nu le folosesc niciodată și o spun mereu, perfect și garanție. Nu poți. Asta cu perfect e doar Dumnezeu e perfect, iar ca și garanție că ce? Că poți să, dacă se întâmplă ceva, și la o mașină, dacă ai garanție, nu-ți garantează că nu se strică. Ci dacă se întâmplă ceva, faci orice ca să remediezi. Dar garanție că o să meargă 100%, nu. Uite, ăștia sunt doctorii în care eu aș avea încredere, pentru că, la urma urmei, știți, niște oameni, nu niște roboți. Până la urma urmei și roboții aia se strică. Și că, la urma urmei, fiecare pacient e diferit. Suntem în statistică. Tot ce încercăm noi, prin a face cât mai, prin a rafina tehnici, prin a... Mă rog, orice am putea face este să coborâm spre limita inferioară a problemelor, statistic vorbind. Dar să ieșim la 0 sau la 100% cu reușite, n-avem cum, e imposibil. S-au obișnuit părinții să nu vă mai zică domnul inginer și să vă zică domnul doctor? Acum nu mai zic în niciun fel, dar... Sau după facultate, da, atunci. Ei v-au prins în... Da. Da, nu a fost foarte ok, nu... Chiar foarte bucuroși. De asta spun, pentru că în același timp și când spui domnul doctor, era pe același nivel, domnul inginer, domnul doctor, domnul profesor. Da, mai ales la vremea când părinții mei, ei terminau facultatea în 58. Și pe vremea aia, știți, chiar erau mai puține studii superioare, mai puțini oameni. Poate era și școala un pic mai serioasă. Era mai serioasă? Și mai dură puțin. Ceea ce nu e rău? Nu e. Nu era rău. Era școala aia în care trebuia să fii prezent 100%, școala aia în care mai plecai capul când intra profesorul și asta cumva lipsește azi? Sper să se revină poate vreodată, da. Mie personal mi se pare o mare pierdere. Adică mi se pare că profesorii în ziua de astăzi nu mai sunt la fel de respectați cum erau odată? Da, și nu știu dacă neapărat e vina lor. Pur și simplu, așa a luat-o... Și nu din vina lor, a profesorilor propriu-zis, ci din faptul că nu mai valorificăm, nu mai lăudăm, nu mai promovăm învățatul ăsta, educația așa de mult. Și nu știu cine, nu pot să-mi dau seama, multă vreme mi-am pus problema, educația asta e distrusă deliberat sau e lăsată pur și simplu de izbeliște și singură se topește, pur și simplu. Pentru că dacă e distrusă deliberat, ai o logică, e mai ușor să manipulezi oameni mai needucați, sigur, care nu știu pe ce lume sunt practic. Iar dacă e de la sine, atunci vin acelor care au posibilitatea să o implementeze și nu o fac. Oricum ar fi tot nebine. Deci asta, din punctul meu de vedere, și acele dorințe de a copia, și acele nesiguranțe și promisiunile de șarte vin tot din slaba informare. Vă întrebam dacă părinții au apucat să vadă că ați reușit în meseria asta. Da, au prins.
Au reușit au să vă, adică au reușit să vadă că a reușit băiatul lor. Da, da, da. Au apucat să vadă, da. Dar ce zicea mama, care era inginer, tata inginer, că, dom'le, tu ce te ocupi? Păi, te-a venit cineva să-i pun sâni. Sincer, nu cred că am avut, n-am stat vreodată așa să discut în... în că mă gândesc că, de ce trebuie mă mamă așa? Da, bine, asta... la generația mai vârstnică, așa, veșnica problemă la ce ți-a trebuit și rămâi cum te-a lăsat Dumnezeu. Da. Astea sunt, într-adevăr, două lucruri la care încet, încet începe lumea să renunțe. A renunțat, bineînțeles, mai întâi în București, apoi în zona Ardealului și mai târziu, cel mai târziu, a rămas la noi, în Moldova, în regiunea noastră. Poate, nu știu, așa a fost. A fost o inerție mai mare. Eu sunt bucuros că se renunță. Nu trebuie să uităm că pe lume venim cum venim goi și fără să știm nimic, doar cu un suflet curios care își dorește să crească, să învețe, să se îmbogățească, de ce nu, și să facă bine pentru ei și pentru cei din jurul lor. Nu spune nimeni să nu faci nimic. Nu, nici în Biblie nu scrie că e o mândrie să fii leneș și să fii sărac. Nu scrie nicăieri. Spune munciți, îmbogățiți-vă și mulțiți-vă. Nu spune nicăieri să nu faci treabă. Și tocmai faptul că ne încurajează, tot și Biblia ne-a încurajat întotdeauna, faceți. Ce este atât de rău să faci mai bine la corpul tău? Este singura haină care ai o viață. Restul le schimbăm. Corpul nu. Poți doar să-l mai perii, să-l mai aranjezi, să-l mai înfrumusețezi, să ai grijă de el și funcțional, bineînțeles, funcția primează esteticul, asta nu trebuie să uităm niciodată. Întotdeauna ai grijă, nu strici funcția doar de dragul frumosului. Funcția e importantă. Dar să o îmbunătățim, nu văd de ce nu. Pentru că te face să te simți mai bine tu în pielea ta. Dar de vreo că acum 20 de ani și 25 de ani, când spuneai că cineva se duce să-și pună sâni sau să-și facă o operație, te uitai un pic așa ciudat. Și strugăria soacrii. Că n-ajungi, că nu ia să-l naibii de răi. Lumea nu concepea. Și la fel lumea nu concepea imediat după Revoluție sau ceva, când vedea că cineva se duce și alergă, ce-i, bă, dar ce pierde la mă timpul? Da, ce tâmpit, uite, se duce să alerge în loc să se ducă să muncească, să facă ceva treabă. Da, și tot amânăm, apropo de muncă, amânăm și, cum spuneați înainte, că bă, parcă iar mai renunț la câte una și când vreau să mă apuc, văd că stai că acum nu mai merge ca cu 20 de ani. Asta e. Adică e bine să faci aceste operații estetice și îmbunătățiri la timpul lor. Tu ai nevoie de ele, când te simți tu că îți dă mai multă încredere. Da, și aici e bine punctat, pentru că multă lume vorbește, tot aduce vârsta în discuție. În frumusețarea, vorbim de estetică, da? Nu înseamnă numai întinerire. Da? Dacă vorbim de rejuvenare, reîntinerire, evident că atunci asta apare, necesarul apare după o anumită vârstă, când semnele îmbătrânire încep să apară, după 40-45 de ani. De obicei, atunci încep să simți, bă, parcă ceva ar mai merge îmbunătățit. Dar nu doar întinerire înseamnă asta. Înseamnă o remodelare. Vorbim de o corporală sau facială, schimb forma feței. Aduci mici puncte, mici lucruri care nici măcar nu sunt vizibile. Eu am o concepție cumva a mea, nu știu, probabil o mai au și alții. Când ceva pe care ai făcut este vizibil, înseamnă că e prea mult. Normal că faci o modificare, dar dacă te vede cineva care te cunoaște, care nu te cunoaște, pardon, și zici, să uite la tine, bă, nu văd nimic ciudat la omul ăsta, e clar că e ok. Când se vede că, bă, nu, aici e făcut, după mine e un pic cam prea mult. Și, în general, mai ales modificările, cum sunt în estetica asta nechirurgicală, astea nu trebuie făcute agresiv, ci mult mai plăcut să fie preventiv și câte puțin. Adică mai bine te duci la medicul estetician da. Mai devreme, da. Ca ușor-ușor să nu intervii atât de puternic încât e mult mai să greu. Fie extrem de vizibil. E mult mai greu din toate punctele de vedere. Acum, hai să fac o paralelă, poate forțată, gândiți-vă la o mașină. O tunezi. Nu, dar dacă o lași până se strică, după aia mai bine ți-e alta. Dar dacă ai grijă de ea ușor-ușor și o mai actualizezi, e bine. Exact. Dar și dacă o tunezi prea mult, iarăși nu-i bine. Iarăși. Dar nu există o problemă de asta când te duci să faci o operație și după aia vrei și mai mult și nu mai e o limită. Bine, există. În ce domeniu al vieții noastre nu există și manifestări puțin, să zic așa, ieșite de pe o linie firească, plăcută, normală. Sigur că și aici există exagerări. Există, din păcate, sunt situațiile alea, sunt triste, în care
cineva cu depresie speră că făcându-și o modificare, o îmbunătățire reală la nivelul aspectului, facial sau oricare altceva, viața se va schimba. Face acea intervenție, vede că viața e tot nașpa, e nemulțumit. Cine, acum începem să căutăm vinovați. Oare de ce? De ce ești nemulțumit? Că uite că acum e... Sunt situații, am văzut de genul ăsta, nu multe, dar am văzut, probabil toți colegii mei au întâlnit. Și e trist. De-aia e foarte bine, e foarte bine acea educație, acea informare pe care să o facem. Să înțelegem ce și de ce vrei. Și mai ales ce poți face pentru asta. Și faceți treaba asta cu pacienții? Eu încerc. Să stați de vorbă cu fiecare? Eu încerc. Pentru că cred că trebuie să fiți și psiholog în toată povestea asta. Trebuie să înțelegi pe omul ăla de ce vrea să-și facă operațiile alea estetice. Trebuie să intuiești. Uneori e atât de clar că nici n-ai de ce să discuți. Uneori e clar, evident. Dar sunt situațiile mai delicate în care trebuie să-ți dai seama dacă chiar ajută treaba asta sau doar e acea rețetă de scăpare spre o viață mai frumoasă și un viitor mai luminos. Nu se întâmplă de obicei. Au fost și situații în trecut în care, aduc aminte acum mulți ani, pe la început, trimitea cineva, m-am măsurat după asta. A fost simpatică, chiar îl țin minte și acum îl țin minte și cum îl cheamă. După operație? Da. Da, au mai fost câteva cazuri de genul ăsta. Adică sunt și când chiar le se schimbă viața în bine. Nu știu dacă asta a contat chiar atât de mult, dar ei au simțit-o ca pe un catalizator. Faptul că ea, sau ei au simțit că i-a ajutat și i-a împlinit, e o bucurie. Pentru ei, în primul rând. Și pentru noi, că am contribuit. Știi ce vrem să vă întreb? Ați avut paciente sau pacienți care au venit la clinică și au zis, doctore, Teddy Motruc, am auzit despre tine, faci niște lucruri senzaționale, uite ce vreau să fac. V-ați uitat la ce vrea să facă și a zis, îți mulțumesc, du-te acasă, că nu facem treabă bună împreună. Să vină cineva setat, da. Se întâmplă frecvent. Și mai ales de genul că am o prietenă, o verișoară, o nu știu ce, care are așa și vreau la fel. Și nu trebuie și eu bun. Și dacă verișoara poartă 39 și poți 37, ce facem la papoc? Deci nu are nicio legătură. Sunt situații în care, pur și simplu, noi ca și oameni suntem diferiți. E adevărat că nu chiar atât de diferiți. Suntem pe câteva tipologii, pe câteva tipare pe care suntem alcătuiți. Și după aia cu micile particularități individuale. Dar chiar atât de diferit să nu putem găsi similitudine, nu suntem. Dar nici chiar să ne facem toți acele copy-paste, că nu. Și nu. Și atunci, într-adevăr, se întâmplă frecvent ca cineva să vină cu o idee. Faptul, ei de fapt apreciază rezultatul pe care l-au văzut. Sau le-a plăcut un rezultat. Și cred că neapărat acel rezultat îl vor obține făcând același lucru. Și că o să li se potrivească la fel. Dar nu să te vindeci cu nu știu ce antibiotic dacă ai apendicită. Adică, pur și simplu, tratamentul e diferit. Pentru boli diferite, bine, ce nu e vorba de o boală, e vorba de o înfrumusețare, dar sunt aspecte diferite, puncte de plecare diferite. Și atunci conduitele sunt sigur diferite. Și de cele mai multe ori, spre fericirea mea sau mulțumirea mea, înțeleg. Acum nu mai trebuie să ne ferim, ar trebui să le spunem oamenilor adevărul, că asta de fapt și eu. Pasiunea asta dumneavoastră pentru chirurgie estetică a plecat și din faptul că în clasa 9-a la Bacovi, acolo în Bacău, ați ieșit și Mr. Boboc. Da, ce ai zis, bă, sunt frumușelul liceului, eu sunt, iată, nu? Da, ce să vremuri, știți că a trecut asta, de mult timp. Da. A trecut repede. Cam da, din păcate. Nu credeam părinții când spuneau ia și bucură-te că nu știi când se duc. O să-ți dai seama asta după anumită vârstă. Și noi. Da. Câți ani aveți? Mai am câteva luni până la 50. Mulți înainte. Mulțumesc. Ciucă, trebuie să dăm o fugă pe la Iași, tati, că să arătăm și noi de 30 de ani. Să arătăm și noi de 30 de ani, dar la noastră secretul cred că e soția. Mare parte, da, sigur că da. Ea are grijă de multe aspecte ale mine. Da, da. Și când ați văzut, de asta zic, uite cum pleacă toate astea, când te uiți așa în trecut, Mr. Boboc, adică avea cu chestia asta de a primi laude, bă, e frumușelul liceului, el a câștigat. Era o glumă, eram copii atunci, m-am împins colegii doar. Apoi, hai de la medicină, da. Când s-a schimbat toată povestea după ce ați citit o carte, iar apoi provocarea asta să alege specialitatea de chirurgie estetică, după ce ați terminat medicina. Plastică, bine, estetica. Plastică, atunci nu știu, plastică, chirurgie, da, plastică. Plastică, estetica este o ramură îngustă. Practic, chirurgia plastică este mult mai mare,
da, extrem de largă ca și specialitate, dar ca pe măsură, ca în toate domeniile medicale, că nu mai există medicină internă, nu mai există chirurgie generală, adică fiecare se cam ultra-specializează, s-au dezvoltat atât de multe, au apărut atât de multe noutăți, nu mă refer la aparate, pur și simplu tehnici, s-au descoperit foarte multe despre fiecare liniuță, fiecare balinia de... Nici măcar o boală nu poți să spui. Am ajuns acum specialist doar în diabet, spre exemplu. Adică a fost imposibil, sau am considerat imposibil la vremea respectivă să poți să le faci bine pe toate. Să mai faci și să te mai ocupi și de privat, cum era pe vremea aia. Și atunci trebuie să alegi. Sau v-ați dus spre chirurgia plastică, pentru că vedeați că în viitor o să fie un domeniu extrem de căutat. Am auzit că aveți și premoniții. Am avut convingerea că va fi într-adevăr. Și mie întotdeauna mi-a plăcut și, toate zonele astea mai nișate, lucrurile mai rare. De asta, atunci erau foarte puțini în țară, era început încă. Adică erau, bine, în Iași erau nici 10 oameni, cu tot cu rezidenții erau 10-15 la un moment dat, din toți anii când am terminat. Și în restul Moldovei mai erau încă 5. Adică erau foarte puțini oameni la vremea aia. Între timp s-au mai mulțit, sigur, acum mult, mult mai mulți. De asta stau să mă gândesc așa câteodată, faptul că ați fost olimpic național la fizică vă ajută? Când deschideți acolo și trebuie să-i faceți ceva pe centrului, vedeți și tot felul de formule, tot felul de... Asta trebuie să fie. Te ajută pentru, cum vă ziceam, proporții, imaginație și așa mai departe. Păi important. Și anticiparea. Anticiparea, de fapt, eu nu știu dacă anticiparea o pot... E practic, sunt niște pași logici pe care îi faci atât de rapid că nici nu mai conștientizezi. Și asta vine din exercițiu. Și de asta eu recomand și copiilor mei și tuturor, mai până la 15-16 ani, stați și rupeți sau încercați să vă țineți de științele exacte, indiferent ce aptitudine aveți. Pentru că nu strică, un pic de logică nu strică niciodată. Pentru că matematica îți ordonează mintea. Dezvoltă, da. Ei face sertărașele alea acolo frumos, le pune în ordine. Eu nu zic, Doamne ferește, nu confund tipurile de inteligență, cea emoțională, cea logică, bineînțeles că aptitudinile umaniste sunt... Nu am considerat niciodată cu o inteligență mai bună ca alaltă. Dar numai că dacă tot ai una, două până la capăt, dar nu le neglija nici pe cealaltă. Iar matematica, într-adevăr, te ajută ca logic. Asta este. Până la vârsta adolescenței e utilă. Ați zis de copii. Da, am doi băieți. Unul e și el student în anul 5 acum. Tot la medicină. Nu l-am trimis nici eu, nici mama lui, nu. El a ales. Am avut un exemplu, a considerat că e ok așa. I-am prezentat și bunii și rele, a văzut și el ce înseamnă și ca timp și ca stres, dar a considerat că merită. Și la medicină, în anul 1? 5. În anul 5 și vreau să facă tot chirurgie plastică. Acum o să vadă. Să dea un rezidențiat, o să vadă el. Și v-ați gândit? De ce? A intrat până acum în sala de operații cu dumneavoastră? Da, a fost să se uite, da. Nu pare speria deloc, nu. Adică îți pare că e locul ăla și că o să facă treaba asta. Dacă își dorește, cred că da. Și cel de-al doilea băiat? Celălalt e mai mic, e abia în clasa 8. La el cu matematică în continuare, el deocamdată, el e încă în perioada de formare, ca să zic așa, o să-și aleagă și el. Nu, niciodată, nu, nici nu pun presiune, nici nu, pur și simplu, lasă să se hotărască ei cum se simt confortabil. Viața e frumoasă când faci ce vrei. Așa. Nu numai ce trebuie, facem și ce trebuie, normal, de atâtea ori. Acum când stai și te gândești orice educație, orice civilizație, orice înseamnă doar restricții. Sau foarte multe restricții, foarte multe norme, reguli, care pot fi enervante. Dacă faci chiar numai reguli, cam obosește. Dacă nu făceați medicină, chirurgie plastică, ce făceați? În afară de medicină? Da, dacă nu exista medicină, în ce probabil zonă? Ceva legat de fizică. Olimpic național la fizică erați? Nu, am iubit asta. Proful de fizică? Am iubit, nu cred că profesor. Nu, mai departe, nu cercetare? Sunt bun, probabil. Am iubit fizica în copilăria mea. Și geografia vă plăcea? Bine, aia, știți cum e, când ești copil, renunți, mai ales în școala comunistă, dar na, cum era atunci, că era, nu prea se punea accent pe obiecte, așa numitele obiecte colaterale. Erai cu matematică, cu fizică, cu română, cu cam atât. Mm-hmm. Nu prea aveai multe. Dar ulterior am început să descoperi și părțile astea și încerc să recuperez chiar și acum. Asta este, îmi plac, normal. Și istoria vă place. Și aia, da.
Și asta vă ajută să și călătoriți și să înțelegeți și mai bine locurile unde mergeți. Asta e, da, asta poate este una din plăcerile mele maximale de a merge. Una e când vezi la televizor și plăcerea este, nu știu, când mergi undeva, nu neapărat să vizitezi 3 muzee și 3 picturi, vai, toată lumea, alea chiar nu știu dacă asta te ridică cu adevărat. Mie îmi place să văd civilizația, să merg de spate cu autobuzul, să merg în tramvai, să văd cum trăiesc. Să cunoașteți în cartier, să, nu știu, energia, să simt pulsul acolo. Nu numai 3 palate, dar așa... Ci mai povesteam oriunde găsim 2 bune. La un moment dat mai povesteam cu doctori de chirurgie plastică și spuneau că e o meserie atât de solicitantă încât odată la 2 luni simt nevoia că trebuie să facă o pauză, să-și ia o vacanță, că dacă nu pot să dea randamentul care trebuie. Da, cam toți colegii mei au început să facă, eu acum o fac și mai des chiar. La început nu puteam, dar acum, după un timp, nu mai ai nici aceeași rezistență asta, nu mai pot înainte, începeam și terminam la 1-2 noapte. Și asta mai multe zile consecutive, acum nu mai pot. Sincer, nu mai pot fizic, dar nu mai ai aceeași rezistență și e bine să mai dai câte un reset. Chiar și că... Asta mi se pare foarte tare. Fără să vă dați seama, ziceți niște lucruri care, pentru cei care ne urmăresc, sau cel puțin și pentru mine, înseamnă credibilitate. Ceva de genul, nu suntem perfecți, atenție mare, suntem oameni și ca doctor mai putem să vedem ce se întâmplă. Trebuie să fim doar foarte buni să știm să rezolvăm lucrurile. Acum... În același timp, domne, stai un pic, nu operez de dimineață până seara pentru că eu sunt într-o formă maximă și tot. Adică, uite... 3 zile alea, dar sunt cel mai bun în alea când sunt acolo. Da, dar nici nu poți mai mult pentru că ai nevoie de timp și să faci alții pot. Eu am văzut pe TikTok, pot alții non-stop. Da, și noaptea probabil și în somn. Astea mai ușurele, cred că merg și în somn. Da. Se poate, nu știu, acum nu vreau să fiu răutăcios. Nu, asta cu perfectul, eu v-am zis, nu se poate. Nu se poate. Într-adevăr, când în tinerețea primă, ca să zic așa, ne credem nemuritori. Asta până când stai 2 săptămâni acolo și ai prima durere de spate și îți dai seama, stai așa, că e o problemă, asta e să mai fiu eu un pic mai atent dacă vreau să continui, că n-are rost. Nu, e un fel de a spune, orice, nu, într-adevăr, la vârste mici credem că facem și atunci orice. Când vin din vacanțele astea, vii cu altă energie și da, cu altă... și cu alt chef și dorință. Și cheful e mai mare și dorința de a face mai mare. Și asta te ajută în același timp să fii și mai relaxat acolo, că e multă încordare într-o sală de chirurgie estetică. Este pentru că se vede orice. Asta e diferența între chirurgia noastră și celălaltă. Nu se vede orice. Cât de tare e asta? Da, tu, că pe interior nu știi ce ți-a făcut, dacă ți-a făcut. Adică tu știi că funcționezi, dar nu știi dacă... Nu știi ce e acolo. Nu știi dacă... doar o sutură la piele și atât. Dar nu-i vezi orice și de-aia e un pic. De-aia este și... cumva gradul de risc sau de insatisfacție, onoarea pacientului poate fi mai mare, pentru că vede orice. Asta e o... Ce părere aveți de pacienții care, de oameni care se duc în Turcia pentru foarte multe operații estetice? Da, acum, ce să zic? Eu îi întreb un singur lucru. Am avut, vă dați seama, și pacient care au venit și cu probleme și care fără probleme, că sunt, am fost și eu în vreo 2 spitale în Turcia, superbe, private erau, extraordinar de bine dotate, am diferite prezentări, cursuri, mă rog, nu mai știu cum se chemau, numele de ale lor, nu mai știu. Dar foarte frumoase spitalele acelea. Dar când spune cineva că ai fost, dacă ar spune că am fost la București, îl întreb, ok, bun, dar la cine la București? București are 3 milioane de oameni. În Turcia care numai 80? Unde în Turcia? Că numai în Istanbul sunt 20 de milioane. Adică unde în Turcia? Că ai top și ai regular și low. Deci ca să te duci la o clinică top în Turcia, este mult mai scump ca la noi. Și în același timp chestia asta, la ce doctor te-ai dus? La care te-ai dus, mă? Unde în Turcia? Că Turcia e mare, sunt 20 de spitale pe o stradă, adică unde din te-ai păcate, dus? Din păcate, foarte mulți oameni cad în capcanele astea și unde pentru diferite oferte se duc să știu persoane care și-au făcut operații de tăiere de stomac, de micșorare de stomac și au stat în comă pe la spital. Multe persoane publice făcând și povestind despre lucrurile astea. Se întâmplă. Nu, aici nu trebuie să fim răi neapărat. Se poate întâmpla oricăruia dintre noi se poate întâmpla să avem niște capcane și că nici nu poți să te documentezi să știi măcar cine e doctorul ăla, ce cu ăla, cine cu ăla. Ai problema. Aici îi știi pe ai tăi, adică... Da, aia e problema, că dacă se întâmplă ceva, e cam nasol. Am văzut și eu multe probleme și colegi de-ai mei care au primit pe la spital în gărzi și probleme urâte. Pentru că nu știi. Bun, asta e marea problemă, că cazurile ușoare, liniare, alea, hai să spui că le face și la o clinică obișnuită din Turcia, ca și o clinică obișnuită din România, din Yerevan sau de oriunde în altă parte. Dar ce se întâmplă când ai o problemă? Aici apare.
Aici apare discuția. Și culmea e că nu doar în chirurgie probleme pot apare și la lucrurile mici, la niște banale injectări considerate de mulți. Da, totul bine și frumos, merg, dar uite, una din nu știu câte cazuri are o problemă. Unde te duci? Păi stai să vezi că a plecat, că era o caravană care vrea de nu știu unde. Și atunci încep problemele și nu știi de unde să o apuci. Eu nu spun, repet, că în Turcia e o problemă. Nu, sunt superbi, sunt foarte buni doctori turci. Superbi. Eu am văzut pe la congrese, vorbesc singur, deci bun, ce frumoase lucruri fac. Dar ajungi la ei? Știi că ea sunt? Ai. Da, în Turcia. Ea mi-a făcut implant de păr în Turcia la un doctor extraordinar. Aia fac ei, da. Corai Erdogan îl cheamă, clinica Azmet, se numește, mă tot întreba lumea și la un moment dat vorbeam cu el, a făcut un podcast acolo în Turcia la el, ne ieși prieten și la un moment dat a zis în felul următor, Măruță, în Turcia avem cele mai bune clinici de implant de păr și cele mai proaste clinici de implant de păr. Depinde unde nimerești. Exact. Și omul era doctor și spunea, pentru că oamenii sunt atrași de oferte, de tot felul de lucruri și nu știu unde se duc, știi? Aici măcar știi, bă, mă duc la Iași. Cine e, mă, doctorul? Poți să vezi pacientul pe care l-a făcut. Poți să ai recomandarea aia care te ajută, îți dă încredere chestia asta. Ai posibilitatea să te informezi în primul rând. Așa că întreb de cineva, de undeva, de pe o stradă, dintr-o țară, din habar n-ai. Te duci la ghici. Care este topul operațiilor estetice pe care le fac românii? Cred că, în general, din la față, la nivelul feței, sunt pleoapele, nasul, ca și chirurgie, mă refer, lifting mai puțin. Bine, acum, din fericire, este... Când îți pui acid ăla, aia nu e operație, nu e interesant. Sunt proceduri de cabinet, de câteva minute, nu sunt laserele, radiofrecvența, ultrasunetele, acidul, botoxul sau... Asta nu intră în categoria nu, asta. Nu, astea sunt proceduri de ambulator, de cabinet, care durează între câteva minute până la o oră cel mult, adică cu tot cu stat cu anestezia, în cremă anestezică pe față când e cazul, dar nu putem să le numim chirurgie. Mai există mica chirurgie și foarte multe proceduri sunt folosite mai ales pentru partea inferioară a feței. Da? Ca să evite zona asta, lifting-ul. Foarte multă lume se teme de lifting, pentru că e o operație agresivă cu perioada de reparare destul de lungă, de câteva săptămâni. Lifting-ul înseamnă când îți trage fața. Că se ridică toată fața, da. Și atunci ea este mai înspăimântătoare, așa ca să zic, ca și tehnică pentru oameni și atunci de multe ori preferă ceva mai puțin agresiv. Și din fericire sunt posibilități, bine, nu vor avea niciodată efectul unui lifting în funcționarea ridicării, dar mai ajută, exact. Fac un compromis. Iar românii, spre exemplu, spre deosebire de americani. Americanii fac lifting de la vârste fragede, 35-40. Apropo de turci, am văzut făcut la 27 de ani. Aia mi s-a părut și mie, dă încolo. Nu. Dar nu poți adică face lifting. Faci cât altceva. De nemulțumit să fii de tine dar ca nu, să dar faci asta. Nu. Adică aia o faci ca să o faci, efectiv. Nu, chiar nu. Nu, n-ai motiv. Dacă vrei să modifici ușor forma sau să faci niște îmbunătățiri la vârstă, ai face altceva, nu lifting. Sunt mai multe posibilități. Adică nu... Apropo de exagerările de care discutam mai la început, că sunt situații... Da, sunt. Sunt situații și sunt situații care chiar nu și-au locul. Pentru că orice chirurgie are și niște urme. Deci dacă faci ceva mult prea devreme, după aceea nu prea mai poți să faci la nesfârșit. E bine să le faci pe toate la vremea lor. Și să amâni și înveți cu timpul, pe măsură ce faci câteva mii și mii de intervenții, vezi că căutarea senzaționalului câteodată nu este cel mai bun lucru. Câteodată e bine să-ți vezi măsura, să nu uiți de fapt că suntem oameni și că cu cât începi să te joci mai mult, riști, poți să riști. Și atunci nu riști, adică reduci riscurile, tot timpul riști, dar le reduci cât mai mult. Faci minimum cu care să obții un rezultat bun, cât mai bun. Bine, de asta e nevoie și de un doctor care să fie în același timp și om și să se uite la tine. Trebuie să vorbești. Pacientul trebuie să înțeleagă. Mai stai trebuie un pic. Să înțeleagă. Facem doar asta. Hai să ai răbdare. Asta e important. Să înțeleagă. Vreau aia. Ok, hai să facem. E cea mai simplă variantă. Da, eu asta ai cerut, asta am făcut, la revedere. Nu e ok. Nu e ok, pentru că nu ești tu mulțumit. Băi, da, că am făcut mai mult rău. Sau bine, pentru următoarele 5 ani e bine. Dar eu știu peste 5. Cum a fost, spre exemplu, că tot să vorbim, trecem de la nivelul feței, cele mai cerute de-a lungul timpului au fost implantele, normal. Implantele sânii cât mai mari. Asta a fost pe vremuri. Era o problemă, era o luptă. E ca la magazin, te duci flământ, umpli coșul cu de toate.
Așa și aici, dacă cineva a stat așa petrecut tinerețea cu sânii foarte mici sau deloc... Și a avut și de suferit din cauza asta, pentru că poate se făcea mișto de ea, sau poate și se făceau glume, poate fizic, nu se simțea bine. Și fizic, pentru că își modifică postura. Își modifică foarte, foarte frecvent, își modifică postura. Dezvoltă niște complexe care n-ar trebui să apară, dar nu poți să te ceri cu creierul. Totodată face ce vrea el. Și atunci apăreau aceste stări de drept, chiar depresive, dar cumva deprimate. E, și veneau uneori, erau situații în care durau prea mult. Prea mult. Și na, la început toată lumea îi spunea, dar până la urmă pacientul decide. E corpul lui și asta vrea. Da. Și când vezi că după câțiva ani vine și spune, oh, ce prostie am făcut. Prea greu, mă doare spatele, mă încurcă la sport, nu mai găsesc haine, s-au lăsat, e prea greu, hai să schimbăm, mult mai mic. Se întâmplă foarte des, s-a întâmplat treaba asta și acum, din fericire, atitudine nu mai este asta. Sau cel puțin... Atunci era oarecum și la început când vedeai. Da, nu știam, nici nu ești. Cum spuneam, n-aveai de unde te inspira foarte mult și mai ce dai. Dar acum, sau poate unora ca mine le s-a dus vorba, băi, nu te mai duc cu nebunul, că ăsta oricum face, nu face ce ceea vrei ce mie tu, mi se pare foarte tare. Și lasă-l, dă-l încolo, găsesc. Dar mie cineva mi se pare foarte facă, tare. Nu e problemă. Mie mi se pare foarte tare să fiți așa. Adică să fiți omul care vorbiți cu pacientul și chiar dacă știți că el vrea mai mult, să-i spui, nu se poate, că nu-ți face bine și îmi permit să zic chestia asta și să... Păi, îți câștigi dreptul ăsta în timp. Sau îți câștigi și prin faptul că nu mai ești așa de nesigur pe ce spui și prin faptul că, pur și simplu, oricare dintre noi avem o opțiune. Deci și pacientul își alege medicul, dar și medicul își poate alege ce face și ce nu face. Ajungi la un moment în care spui, ajunge. Mi-am făcut, am încercat, am de acum concepțiile mele, s-a mai bătătorit calea în mintea mea despre ce e bine sau între ce limite trebuie să stau. Și atunci, când sunt forțat să ies de acolo, mai bine zic pas. Deci, practic, la ploape, pe locurile, ca să spunem așa, operațiile cele mai... Da, astea sunt mai puțin agresive zonele. La ploape, la nas, sâni... Mm-hmm. Sunt liposucție. Liposucție, da, am și abdominoplastii sau când e vorba de piele mai multă. Bine, liposucția, spre exemplu. Liposucția e, cum îi spune și numele, îndepărtezi grăsimea. Dar ce te faci cu pielea care rămâne? Câteodată se retrage singură, câteodată nu. Sau ai nevoie de ajutor. Și liposucția are riscurile ei destul de mari, dacă nu ți-ai precauții multiple. Și sunt foarte multe dispozitive care te ajută în timpul unei liposucții. Eu le folosesc pe toate. Și ultrasunetele, laserul l-am cam abandonat, că mi se pare că e cel mai puțin eficient dintre ele. Dar radiofrecvența, ultrasunetele, vibro-liposucția, adică asistă, mă rog, da. E vorba de o vibrație a sondei care te ajută la liposucție, toate astea le folosesc, în funcție de caz. Și sunt de mare ajutor și, într-adevăr, recuperările sunt mult mai rapide. Chiar sunt rezultate frumoase cu ele. Dar trebuie. Asta, într-adevăr, din punct de vedere al tehnicii care a evoluat în ultimii 10 ani pe dispozitivele astea, ajută mult, da. Ce pacienți aveți mai mulți la clinică? Bărbați sau femei? Femei. Femei. Bărbați, și femeile vin cu bărbații? Cu soții? Da, de multe ori, da. La consultații vin de multe ori. Dar bărbații când vin la doctorul estetician, vin 100% cu soțiile, cu mama, cu sora? Nu, și singur, și cu... Mai sunt, și câteodată sunt aduși de mânuță de parteneră. Hai de dragă! Da. Să nu. Te fac un pic mai frumușel. Nu. Femeile sunt mai deschise. Bine, prin natura lor, fiind sexul frumos, sunt mai dispuse la a face pasul ăsta. Și bărbații au acea... Eu sunt bărbat, eu sunt puternic. Și atunci e foarte greu să facă pasul. Și atunci au nevoie de un mic impuls. De asta mă gândesc că se schimbă lucrurile ușor-ușor și cred că cel mai important lucru este să te simți bine în pielea ta. Și dacă ai și un doctor care știe să-ți spună cum e bine pentru tine și ai încredere în el, contează și mai mult. Povesteam înainte că în Coreea de Sud există la fiecare 100 de metri câte un cabinet de chirurgie estetică, pentru că acolo există un tipar de frumusețe. Este... Acolo, dacă nu arăți ca în poza respectivă, nu te angajează, n-ai succes la școală, n-ai succes în viață, este zona cu oamenii care se sinucid cel mai des din cauza asta, că nu sunt acceptați datorită, sau, mă rog, din cauza aspectului fizic. Și atunci au poze și se duc și au un tipar. Așa trebuie să fim.
Acum, fie vorba între noi, pentru noi oricum eu arată cam la fel. Da. Dar de asta, de la operațiile astea arată așa. Da, bine, ei au obsesia asta foarte mulți dintre ei de europenizare. Spre exemplu, la nivelul plapelor, când vorbeam de ele, ei nu prea au pliul supratarsal și atunci, bine, sunt niște tehnici ușurele, nu sunt foarte micuțe, chirurgicale, prin care să-și facă pliul ăsta. Știți că ei au ochii, vin... Da. Au foldul acela până jos, până la marginea cu gene. Dar la ploape ce se face? Taie de la ploape? La ei sau în mod la normal? Noi. Da, în mod normal. Mai multe lucruri și care le face. Te adresezi... Cum? Ce, la ce te ajută? Sau când? Când îmbătrânești? Da. Se lasă toate. Începând de la sprânce, cam toate. Toate? Dar, toate se lasă, dar acum... Că venem la asta e... Așa, că după 40-45 de ani, toate se duc. De la Newton încoace toate cațe. Da, exact. Asta e. Se lasă și sprâncenele și atunci accentuează și ptoza asta și se adună acele falduri la ploapa superioară, spre exemplu, și atunci te adresezi, nu? Depinde la ce ai nevoie. Ridici și sprâncene în același timp, te ocupi și de ploape, de obicei și, sau mai rar ploapele inferioare sunt deranjante. Foarte multă... Au pungi de... Au pungile alea sau malar bax-ul, cum se cheamă, se adună malar mount, pungile malare, care se evidențiază tot mai mult cu timpul și sunt de la caz la caz diferite lucruri de făcut. De la o simplă blefaroplastie sau un pinci jos, adică când scoți un pic de piele, până la mid-face lift-ul când ridici tot Și speriați cum vă uitați la mine, așa mă gândesc, zic, nene, cred că zic, doctor, că am nevoie de ceva sau asta? Ia vine, mă, Ciucă, ia scaunul ăla, să facem un consult în direct, să vedem cam ce ne-ar trebui nouă să fim și noi impecabili. Greblăție, spunem păr, unde? La corai, la doctor. Implant de păr nu faceți, nu? Ia, vine mă, Ciucă, aici la analiză la domnul doctor. S-au inventat orice pentru asta, lăsați-i pe ei să facă. La mine e simplu, cred că aici... Ia să că la un moment dat... Ritirile astea de expresie. Ia zi. Ia, aici, avem, domnul doctor, l-avem pe pacientul nostru, Radu Ciucă, iată, 37 de ani, un băiat care muncește mult și are și... De obicei n-am încearcă, acum ați doar obosit. Are niște probleme cu mobila. Râde mult, e plin de riduri. Ce să faci? Foarte bine, să nu se oprească din râs. Să nu mai râd atunci. Nu, să nu te oprești din râs. Dar n-ai baslea de riduri, mai bine râdeți. E mai bine râs. Deci nu e grav. Nu, grav nu e nimic. Dar vrei la riduri, nu? Aici. E nimică toate. Astea sunt, de obicei, ridurile astea sunt prin toxina botulinică. Nu e un procedură. Și e ceva care, practic, micuță. Dacă îl faci când trebuie, nu ți afectează fizionomia feței mai târziu. E prevenție. E foarte mult. Toxina botulinică, ea nu face decât să relaxezi musculatura. Și atunci o faci, pur și simplu, previi încruntarea. Eu nu sunt un fan la... Da, cum? Altceva nu-i mai facem. Nimic. N-are. 36... Nasul? Mai stăm un pic? Dacă nu-l bagă nicăieri, dacă mai stăm... Ok. Pozași tu? Ai avut vreodată vreun plan de ceva? Mă rog, tu ai 25 de ani, ar fi fost cum astea. N-am niciun instrument la mine, nu? Bă, nu, că fi mai curajos. Era păcat, îi trimiteam repede să ia din mașină, din bărbagaj și făceam ceva pe repede înainte. Oricum s-a ajuns cu tehnologia asta să funcționeze foarte, foarte rapid aceste intervenții. Rapid chirurgia nu e niciodată. Chirurgia rapidă. Chirurgia, da, adică tehnicile astea nu ajută. Adică înainte dura mai mult. N-aveai toate ustensilele astea care le ai acum. Acum sunt mai bune. Spre exemplu, adică mă gândesc la operațiile astea de mișoare stomac. Acum la paroscop imediat, trei puncte așa și gata. Și mai ales curbele de învățare pentru medici au scăzut, pentru că sunt foarte multe cursuri la care poți să mergi. Adică poți să ai acces la ele. Și poți învăța, spre exemplu, cum vă duceam la liposucție, de toate acele dispozitive pe care le folosim și sunt după aceea cele de consolidare a rezultatului, adică proceduri nechirurgicale care poate fi făcute după aceea, sau la nivelul nasului, cum folosesc eu, bine, piezo mai puțin, e mai puțin eficient. Din punctul meu de vedere, eu prefer micromotorul, iarăși, care este de 7, 8, 9 ani, nu știu de cât, când îl folosesc, care iarăși m-a îmbunătățit extraordinar de mult lucru. Adică sunt, într-adevăr, tot timpul apar ustensile de-astea care te ajută. Și îți crezi precizia. Ceea ce este bine pentru doctor. Îți crezi precizia, te ajută destul de mult să faci să fii bine. Nu? Te ajută și în... Bine, când timp ajungi să-ți faci și niște... Hai să zic așa, niște obiceiuri. Adică te obișnuiești cu ceva, începi să-ți faci tipic, n-a spune tipicuri neapărat, pentru că eu personal sunt destul de maleabil. Eu și acum, dacă văd o idee bună sau merg pe undeva și mi se pare ceva, adopt imediat.
Nu sunt rigid, nu că fac așa de 15 ani sau de 10 ani și rămân așa, că a fost bine până acum. Dacă e ceva mai bun, foarte bine. Adoptăm pe loc, nici nu mă uit. Și trebuie să facem asta. Cât lucrăm, facem asta. Pe asta înseamnă om care e deschis ca să progreseze și să fie din ce în ce mai bun. Nu am ajuns la final, cu nimic. Din evoluție avem de... Când vă uitați, ce înseamnă de fapt când auzi pe cineva spunând, bă, ăla este un om frumos? Ce înseamnă un om frumos? Din punct de vedere estetic vorbim, clar. Din punct de vedere estetic sunt, bine, acum pentru fiecare vârstă. Eu frumusețe în fel la 20 de ani, altfel la 40, sigur că da, sau și mai târziu. Bine, nu mai vorbim de veșnica frumusețe interioară pe care o vezi din atitudine și din ochi. Se vede asta, nu? Se vede. Da, cine nu o vede? Adică, mă, dacă tu ești bine pe interiorul tău și ești un om vesel și nu ai, nu știu cum să zic, răutăți sau De câte ori n-ați văzut oameni cu imperfecțiuni fizice care te atrag? Imperfecțiuni. În sensul că nu este nasul exact cum trebuie desenat. Un ochi mai mic, unul mai mare, unul mai sus, unul mai jos, o ureche mai stângă, una mai dreaptă, una mai clăpogă, una nu. Toți sunt și nu te deranjează. Sigur, sunt uneori defecte care te deranjează sau sunt pur și simplu congenitare. De asta spuneam că vârsta nu e neapărat. E doar un reper. Când ai un defect congenital, defect, o imperfecțiune, da? De exemplu, că toată lumea vorbește de buzi. Și buzele se vorbește atât de mult de ele că au fost duse în derizoriu discuțiile. Toată lumea vorbește, voi, ce buzi, buzoaie, ce buze mari și-a făcut. Și eu le spun tuturor. Ce ventuze are. Da, exact. Și le spun, nu în mărime, stă urțenia la buzele exagerante. Pentru că dacă ne uităm la o mulatră, are buze de aia decât jumătate de față, superbe. Îs mari și surâte? Nu. Urât este la buză când devine inexpresivă. Când devine atât de dură și de imobilă, pentru că ai forțat injectarea atât de tare, că merg ca doi crembuști. Nu mai contează mărime, mici, mari, sunt imobile, fără expresie, lipsite de orice. Atunci nu mai vorbim de frumusețe. De punctul meu de vedere. Să știi să înțelegi doctorul. Trebuie să te oprești un pic. Mai zicem hop, mai... Bine, eu zic hop și găsește pe vecin care face. Sau ceva se întâmplă de multe ori, din păcate. Și apoi nemulțumită vine înapoi. Sau, vin sau, mulți oameni nu, să-i sau, reparați? Se mai întâmplă, da, destul de des. E mai greu să repari? Întotdeauna. E mai simplu să faci ceva din zero. Bine, nu spun că nu mi se întâmplă și mie să nu meargă toate cum îmi doresc. M-am spus, nu există nimeni. Dacă vă spune cineva că, domnule, e perfect. E garantez că o să iasă. Pe baza statisticilor, că am, sau... se întâmplă atât de rar o problemă încât, bă, hai că mă risc, că dacă am 98% merge treaba asta, mă risc și spun, domnule, garantez, dă-i încolo 2%. Dar nu-i corect. Omul trebuie să știi. E ca la aspirină. Lumea când citește la chirurgie posibile riscuri, se sperie. Doamne, cum atâta? Da. Cu toate că luase aspirină de nu știu câte ori până atunci. Da. Uitați-vă un pic la riscurile oricărui paracetamol sau orice, dacă vreți. Orice pasteluță, când vedeți câte posibile efecte adverse. Asta nu înseamnă că le ai. Sunt posibile, se întâmplă, se poate întâmpla. Dacă ai ghinion, asta e. Dar nu înseamnă că e o obișnuință, că e ceva normal să meargă lucrurile prost. Nu, se poate întâmpla, dar rar. Și când treci strada, nu-ți garantează nimeni că ajungi pe partea alaltă. Dacă ai ghinion, nu mai ajungi. Dar asta nu înseamnă că nu mai treci în strada sau nu mai urcă o mașină sau un avion. E un risc calculat. Și în medicină, în orice fel, nu numai în medicina estetică sau chirurgia plastică în general sau oricare altă chirurgie. E un risc calculat. Pe care îl acceptăm, dar informat. Asta este lucrul cel mai important. Informat. De exemplu, cineva care vrea să-și caute un doctor estetician, ce trebuie să caute? Ce informații trebuie să găsească? La ce să se uite? Ce să-l facă să aibă încredere într-un doctor? Să presupunem că pentru prima oară. Evident, primul îndemână ți-e internetul. Și încep să cauți. Acolo te aruncă unul altul. Nu știu. Acum, când vedeți un produs foarte lăudat, care merge, nu vă ridică un... Mie personal îmi ridică cât un semn de întrebare. Când toate sunt bune și frumoase și perfecte, eu nu parcă aș mai face un pas înapoi și m-aș mai gândi. Din punctul meu de vedere, nu te grăbești. Bine, când ai la dispoziție o recomandare sau prieten sau familie care a trecut deja printr-o experiență genul ăsta, e mai ușor. E mai ușor, deja ai de unde alege sau ai în anturaj sau cunoști. Alea sunt cazurile în care prin cunoștințe, prin recomandări ți-e găsești ținta ușor. Dar când te bazezi doar pe internet, e al naibii de greu. Și mie, eu mă gândesc eu când vreau să caut altceva, nu în domeniul meu. Păi trebuie să o iau din 5 locuri ca să-mi fac o idee.
E greu. Îți trebuie răbdare, probabil. Și forumurile, depinde, că sunt foarte multe foruri, ca în orice domeniu. Câteodată nici nu știi ce să mai, cum să mai reacționezi. Câteodată îți dai seama că oamenii au făcut niște proceduri, habar n-au avut despre ce a fost vorba acolo. Acum, nu știu, nici dacă și în comentariile astea sau în forumurile astea aș crede 100%. Am avut eu caz în care atunci am zis și eu că am rămas chiar surprins. Hai, ca să spun așa, să fiu politicos. Era foarte mirată o doamnă, cum, dar are cicatrici după operația asta? Serios? Adică, chiar nu te aștepți la o întrebare de asta și era și supărată. Adică, unde, pentru ce am făcut consultația asta? De ce am vorbit? De ce am discutat? Și totuși, o chirurgie, nu știu, Star Trek-ul e frumos și eu l-am urmărit foarte tot o grămadă. Dar, totuși, haideți, nu suntem acolo. Încă folosim bisturii, încă folosim instrumentele astea care le avem noi la îndemână. Și astea taie. Aveți vreo superstiție? Atunci n-ai cum să... Superstiții? Da, vreo superstiție? Mai am, nu mă întorc din drum. Da? Nu-mi place. Nu-mi place să mă întorc din drum. Nimic nu mi-a plăcut. Mai am treburi de genul ăsta, da. Câteodată n-ai încotro, asta e, o mai faci, dar evit. Și dacă cineva din familie sau din apropiații dumneavoastră vrea să-și facă o intervenție chirurgicală, estetică... A, da, s-a întâmplat. E mai greu să-i faci celui apropiat și celui din familie decât unui străin? La început mai ales, da. Chiar da. Pentru că și cred că altfel de... Da, e reținere. Da, e o reținere. Mi-am operat foarte mulți prieteni și prin familie și da, nu, așa, e o reținere. Da, acum m-am obișnuit să zic, dar la început mi-a fost greu. Avem și rubrica de întrebări stupide și, de exemplu, la câte perechi de sâni a spus n-a fost niciodată soția geloasă? Vinem de la categoria întrebări stupide din partea publicului. Publicului format din... Adică, dacă ar fi din, fost după din prima cartier sută, de la noi. Dacă ar fi fost după prima sută, dar de acum ar fi de-a dreptul ea. S-ar fi niciodată că ar fi nu. Chiar nu. Poate ne zice, domne, băi, Teddy, băi, prea vine, mă, prea des la consult. Am văzut-o eu, prea vine des la consult. Să știți că au fost situații de genul ăsta. Alea, dar trebuie, aici ține de mine sau de oricine care în situația mea să păstreze. Au fost situații ciudate, ciudate, da. Provocatoare, ca să zic așa. Nu cred, a venit pacient, așa a zis... S-au mai întâmplat, bine, pe vremuri. Da, dar vorbim oricum în niște lucruri și să, dacă ne urmărește și soția să știe și ea că s-au prescris și sunt făcute de foarte mult timp când s-au întâmplat. Nu, dar s-au întâmplat și nu numai mie. Am mai vorbit cu colegi, am mai avut și ei situații, da. S-a mai întâmplat. Da, stai, orice se întâmplă, cum spuneam, în orice domeniu sunt și situații atipice. Mi-e place foarte mult de dumneavoastră, sunteți foarte relaxat și în toate chestiile pe care și noi le bănuim sau le credem, le abordați cu foarte multă naturalețe și așa, direct, da, domnule, pe așa stau lucrurile, e normal. Dar adică, așa treci mai departe. Ne și dezarmați acum. Da, se întâmplă, adică, ce să vă spun eu acum, că totul e bine și frumos și nu au fost niciodată probleme și o veselie și o fericire permanentă, nu există. Poate în rai, nu știu. Nu există. Se întâmplă. Probleme avem de zi cu zi. Știți cum se spune? Că lucrăm între oameni, suntem între oameni și atunci și noi putem să fim enervanți pentru alții. Și eu personal, nu, eu nu zic că numai alții pot avea atitudini ciudate. Toți aveam câteodată. Nu trebuie să ne ferim, trebuie să fim deschiși la treaba asta. O altă întrebare, tot la rubrica de întrebări stupide din partea publicului, de la noi, de pe scara blocului, întrebările vin și anume se zice că moldovencele sunt una dintre cele mai frumoase femei. Aici pot să spun că da. Așa aici, e? Da, aici și eu zic la fel. Și o și susțin. Pe și... Asta e. Întrebarea mea e... De ce mai cauți acolo, nu? Nu, exact, adică de ce aveți în Iași, în centru Moldovei? Pentru că se poate și mai frumos. Sau trebuie menținută frumusețea. Sau poate de asta a fost acea întârziere, nu? Că lasă mamă, că așa te-a făcut Dumnezeu mai mult la noi decât în alte regiuni ale țării. Poate era nevoie mai mică, cine știe. Dar da, într-adevăr, așa este, n-am ce să zic. Multă lume o spune. Da? Uh-huh. Și pe lângă... Mie mi se pare că moldovenii, în general, sunt niște oameni foarte veseli. Și niște oameni așa, foarte pozitivi. Mai deschiși, mai gălăgioși, mai bucuroși, mai extrovertiți. Și se bucură de viață. Da, mai mult. Mai mult, probabil. Suntem mai... Trăim mai mult, poate. Mai mult. Mai vizibil, mai liber, mai... Care e cea mai ciudată cerere pe care ați avut-o de când sunteți doctor estetician?
ciudată. Ceva așa de domeniu. Bine, în afară de sânii la un transexuat, care am făcut o singură dată și nu am mai făcut de atunci. Nu știu. Ciudățenii. Eu am mai fost, dar m-am luat așa prin, nu știu la care să mă gândesc. Din astea cu înainte, după, că asta e fața cu două statuete asta făcute, așa sunt și așa vreau. Adică chiar statuetă? Așa, din gips, da. Nu cred, adică a venit unul cu statuetă? Dar de mult asta, da. Din gips? Uite așa, se poate să fie așa? Nu știu, mai încercați mai sus, că eu... Da. Nu, eu nu pot. Asta v-am spus, că eu din asta de schimbare de sex sau așa ceva am refuzat întotdeauna, pentru că nici nu am avut, nu am făcut niciodată și nici nu mă apuc să fac și nu cunosc, adică să fac vreo prostie, mai bine te abții. Ce nu știi și n-ai făcut și nu te-ai învățat, mai bine te abții. Oameni buni, doctorul Teddy Motruc din Iași, Moldova, am povestit o oră și ceva și nu mi-a spus cum se numește clinica din Moldova. O miniclinic. Cum? O miniclinic. O miniclinic. Și v-ați gândit vreodată să veniți în București? În vizită, da, vin frecvent. Nu, să vă deschideți aici. Nu cred. Nu, pentru că mie îmi place foarte mult acolo unde sunt eu. Aș veni în plimbare sau așa, dacă ar fi ocazional vreodată. Dar nu la muncă aici. Nu știu, nu mi-am pus problema, sincer. Aveți pacienți care vin și din Republica Moldova? Mai vin, nu foarte des, dar vin. Vin și străini? Străinii, să știți, pe lângă românii care au fost plecați, mă rog, care lucrează în străinătate și care veneau foarte, foarte des până acum vreo 2-3 ani. Dar de la pandemie încoace s-a împuținat numărul lor în țară, nu numai la noi. Nu știu care e cauza, poate o teamă, poate financiar, habar n-am. Dar nu mai vin ca așa de mulți ca înainte. Cel puțin vara era o invazie. Deci cei mai mulți și noi, și la stomatul mai vin încă. Nu-și luau concedii oamenii vara, că nu aveau când, că era prea mare. Dar acum s-au mai împuținat. Cei care vin din străinătate ori au renunțat, ori am devenit noi prea pretențioși, habar n-am. Ori ei nu mai, nu știu, ori s-au găsit acolo, a trecut suficient de mult timp și au căpătat încredere și s-au integrat în sistemul lor, e posibil și asta. Sau pur și simplu... Pentru că ei aveau legătura aia de acasă și veneau pur și simplu, se simteau confortabil să, nu știu, să se întoarcă la ei, nu știu, habar n-am. Cred că asta s-a întâmplat mai degrabă. S-au adaptat acolo. Sau poate pur și simplu trag și mai tare să asigure un trai celor de acasă, de aici. Iar străini vin, dar prin recomandări. Adică vin cu aduși de cineva. Adică asta mi se pare cea mai tare chestie. Da. La cine ai fost, mă? La Motruc, la Teddy, mă, gata, mă, acolo. Contează asta cel mai mult. Da, păi, că altfel nu. Am spus asta, nu prea se duc străinii. Bine, noi românii ne mai ducem la turci, dar ei să plece aiurea mai rar, europenii cel puțin. Americanii se duc în Mexic sau în America de Sud, în general, dar tot așa în locuri mai cunoscute. Au și ei problemele astea, cum le avem noi cu turcii. Repet, n-am nimic cu turcii. Sunt extraordinar de buni. Da, exact. Dar, zicea doctorul, dar nu, pe care cunoșteam și eu. Dar nu, avem și cei mai buni, dar și cei tot. Mai proști. Aici, într-un garaj în Turcia, mai avut ghinion. Depinde unde mergi, sigur că da. Eu mă bucur mult de tot că ați trecut pe la București, că v-ați oprit și la noi la podcast. Acum plecați într-o mică vacanță, doar cu soția? Fără băieți? Da, fără. Ei au început școala, asta e. Le-a trebuit școală? Da, asta e. Vrea să facă medicină? Acum, asta e. Și vor să fie cu școală, să se ducă la școală. Da, acum da, mergem doar. De cât timp sunteți căsătorit? 26 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Mulți înainte. Sport faceți? Nu, unul regulat, mișcare fac. Deci mișcare fac tot timpul. Și în aer liber, și bicicletă, și am o mică sală a mea pe care o mai folosesc, și în not, și kineto, fac de toate. Dar nu ceva susținut, să spun, nici nu mai am, mai e vârsta să mai fac eu ceva de mâncați susținut. Ceva anume, ca să știm și noi, să arătăm bine, să ne fie pielea odihnită, liniștită? Nu, din ora aș vrea eu. Să am mai multă grijă de asta, dar din păcate am neglijat-o așa de lungul timpului. Cât de mult contează să ai un somn bun pentru aspectul tău fizic? E pe primul loc somnul? Eu l-aș împinge, dar din păcate nu reușesc. Da, el e important. Când ești odihnit, e altfel viața. Când nu dormi, ești, parcă toate merg aiurea. Parcă nici soarele nu prea arde cum trebuie. Așa e. Aiurea. Dar se întâmplă. În momentul în care ai perioade stresante, somnul e prima victimă.
și somnul în același timp, dacă reușești să-l faci să fie unul odihnitor și unul cum trebuie, chiar te ajută și pentru aspectul fizic și pentru sănătate și pentru tot ce trebuie. Și pentru energie. Și pentru energie. Altfel ai capacitate de face orice. Altfel sunt bateriile alea încărcate. Eu zic că mai veniți în București, mai treceți pe la noi. Când venim noi la Iași, trecem pe la dumneavoastră. Și acum, când o să ne uităm la... Plac eu și la noi. Noi venim cu drag și acum când o să vedem niște moldoveni, ce, păi noi o să fim cu ochii mai atenți pe ele. Dacă vedem vreo îmbunătățire, o să ne uităm ciucă în ochii lor și o să le spunem: noi știm de unde ți se trage frumusețea asta. Trebuie așa, facem, dacă nu vă trimit un video de ăsta. Deci când vine la emisiune, ciucă, sau unde ne întâlnim cu vreo moldoveancă, care știm că e din Moldova sau din Republica sau ceva, și vedem că are ceva îmbunătățiri, ne uităm direct și spunem: ce poți să ne zici? Și tu ești prietenă cu Teddy Motruc? Și el o să mă așa, în suspans. Pac. Adică ce știm noi... Azi că știm noi, nu. Rămâne între noi. Mulțumesc mult de tot, încă o dată, felicitări, pentru că se poate, nene, când alții nu-ți dau nicio șansă și tu când te temi că alții mai buni vor veni, te pui cu burta pe carte, la propriu și la figurat. Ideea este te apuci. Și bă, nene, și... pe drum. Cum dracu' e asta, mă, ciucă? Nu știi engleză deloc, te apuci și într-un an de zile dai și rezidențiatul ăla în engleză. Nu, aia nu. Înveți că-ți trebuie, nu că dai, dar trebuie că n-ai ce face. Păi nu, că și nouă ne trebuie mai multe lucruri, dar nu ne urnim. Asta, ciucă, ne apucăm de medicină. Da. Sau, târziu, nu mergi. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Oameni buni, lăsați-ne comentarii, trimiteți podcastul pe TikTok, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook și încercați să trageți concluziile după ce urmăriți acest podcast, pentru că cel mai important e să știi la cine te duci, să-l cunoști pe omul ăla, pentru că ți oferă și încredere și în același timp și siguranță. Cred că asta e cel mai important. Mulțumim mult de tot!